50 de secunde și după 50 de secunde acele procente din dreptul celor doi sunt aprinse. Sunt ambele aprinse. Ce credeți, cum vedeți, ce așteptați? Și a spus, sunt bine, copiii mei sunt sănătoși. Este un răspuns interesant. Așadar, câte secunde îi dorim sănătate dânsului și copilului domnului Isa. Domnilor și domnilor, rezultatul alegerilor locale prezentate mai cu CC Isabel la comanda TV3 este difuzat chiar în acest moment. În București, rezultatul votului pentru primarul general al capitalei, unde s-au înscris în cursă Sorin Oprescu, Silviu Prigoană, Horia Mocan, George Becali, Nicușor Dan, Antinor Dănescu. După 4 ani de zile, au încredere, își păstrează încrederea și asta mă oblig. Cum vi s-a părut această campanie? Liniștită din punctul unora de vedere, am auzit și eu câteva păreri, nu au fost dezbateri, nu programe, pe ce să... Eu mi-am prezentat programul și după aceea am început să aud aberații. Cum dăm noi totul gratuit, nimic nu ne lipsește din tot ceea ce avem. Ce dezbatere să faci pe tema așa? Da. Primul, care va fi? Ce veți face? Autostrada suspendată, de-aia m-ai întrebat în mod sigur. Vă așteptați la un asemenea procent domnul primar? Sincer? Cu emoții mă așteptam. Cu emoții sincer. Cum comentați faptul că Emil Boc a pierdut la Cluj, domnule profesor? Ce să mai comentez, mă, că e votul poporului acolo. Să mai comentez eu votul poporului. Asta e. Pa! Domnule primar, rămâneți independent? Sunt independent, doamne. M-am născut independent, după aia, sigur, am intrat și într-un partid. Dar de 4 ani de zile sunt independent, rămân independent și merg înainte cu bucureștenii mei. N-am decât un singur partid, Partidul Bucureștenii. E rețeta succesului aceasta? Doamne, nu, rețeta succesului vă spun eu, care e muncă. Restul și dovada pentru cetățenii tăi că ai putut să faci ceva și în același timp și mândrie. Vă rog să-mi dați voie să spun câteva vorbe. Haideți mai aproape. Haideți mai aproape. Mă simt mult mai bine când vă simt aproape. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici, dar în principal bucureștenilor care mă votă. Ați demonstrat astăzi că se poate. Eu personal sunt mândru de încrederea pe care bucureștenii mi-o acordă în continuare după 4 ani de mandat. Și am să vă arăt cât de mult înseamnă pentru mine votul dumneavoastră. Voi continua toate proiectele începute și voi iniția multe altele care să dezvolte Bucureștiul, să-l apropie cu pași repezi de anii în care trăim. Vă promit încă o dată că nu am să vă dezamăgesc, îmi doresc să fiți mândri de orașul vostru, de capitala noastră europeană. Împreună am făcut pași importanți în acești 4 ani de zile și acum este necesar să accelerăm ritmul schimbării. Este în primul rând victoria dumneavoastră. O majoritate stabilă în Consiliul General, ocazie cu care felicit Uniunea Social-Liberală pentru victoria de astăzi și mă bucur că este de partea proiectelor noastre.
Un guvern care s-a angajat să ne susțină și vă asigur că îi voi convinge pe toți să ne sprijine cât pot ei mai mult, că la urma urmei aici stau și în București. Vă garantez că voi rămâne același primar independent, dependent doar de voi, de bucureștenii mei. Nu m-am dus la dezbatere pentru un motiv foarte clar. Eu m-am prezentat în fața Bucureștiului, m-am prezentat cu un proiect clar, cu un proiect așezat pe site și publicat. Atât cât am putut să-l public. Nu l-au citit decât cei care s-au inspirat. Foarte bine, s-au inspirat. Iar în rest ce să discut? De gratuități care nu se pot da? De lucruri care nu se pot face peste noapte? Nu. Am preferat întotdeauna să vorbesc de lucruri care se pot face. Știu că orizontul dumneavoastră de așteptare este foarte mare. Vă promitem o dată că nu o să vă dezamăgesc. Vă mulțumesc! Acum mă te pup. Asta vreau să spun, acum mă pup cu dreapta, după aia mă pup și cu stânga. Ești tot drăguță, te-am pupat. De acum începe. Era pe aici. Acolo. Uitați-l acolo, uitați-l, uitați-l. S-am dat un consiliu minunat. Minunat. De acum încolo avem de lucru. Eu n-am mai avut buletine de acolo. Eu cred că acolo e pe vremea comunismului. E unanimitate totală la 4. Am avut cu chițele de chiei pe domnea acolo. Dom'le, ce avem de acolo? Cu alte cuvinte, brandul USL e bun și v-a susținut bine domnul primar general. Normal. Băi, vă așteptați acum 5-6 ani să fiți unul la unul cu domnul Ne spune și nouă câteva proiecte pe care le aveți în cap în momentul ăsta să le băgați repede. Toate pasajele și străpungele alea care de 3 ani de zile aștept să pot să le fac, să le termin, unele sunt începute. E și rușine, doamne. Eu n-am mai fost în Nicolae Grigorescu de cel puțin un an. Mă întreabă oamenii aia, domnule, ce facem, domnule, cu asta? Campus universitar îl așteaptă tineretul. Campus universitar, cred că pământul ăla trebuie să-l cumpărăm, că bineînțeles că el e vândut de vreo 15 ani, 17 ani acolo, pe 13 septembrie. Și întâi trebuie să fie de acord Consiliul să-l cumpărăm și după aia să dezvoltăm acum. Eu mă refer la... Hai, Cati, vine la domnul primar general aici. O, săruna, bine ați venit! Săruna, săruna aici, la popor! Felicitări, bravo! Mulțumesc! La fel, doamna! La fel, doamna! La fel, doamna! Fac 6, Corina! Săruna, Corina! Mersi, Corina! Avem un primar de notație. Scorul pe care l-a scos PDL-ul, nu vreau să mai aveți o poziție. Pare rău, dar parcă văd că apare pe acolo ce e Nicușor Dan. Cam a fost frică de Nicușor Dan. Rău, e rău. Parcă-i văd că apar și ăștia și ăștia îți spun nu. Dom'le, stai puțin că nici n-am spus despre ce e vorba. Nu! Gata, hai că Doamne, eu mă las aici, că pierdă-i desfiți. Asociațiile de revoluționari, împreună cu Sorin Meșter, nu s-au dus la grătar, domnul primar. Dar șefus, mulțumesc! Păi cum a zis dumneavoastră, am venit la vot, domnul primar.
Faceți, mamă, căvaș. Aici mai e un camarad. Hai să mai mult. Ușor, ușor, ușor. E unul mai mic, dar puternic. Dar puternic. Bravo, sunteți patru. O putere. USL! 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 Hai înăuntru, ne primiți, ne dați o apă, ne dați o apă. Dom'le, dă ușor, 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 stați un pic. Da, vă rog. Nu mai... UTV-ul mai ușor, frate, că nu ești animal. Ce să mai zicem? Nu se poate. Au fost surprize plăcute, o mulțime. Faptul că am câștigat la Craiova, că am câștigat la Dâmbovița, că sunt surprize și vin în continuare surprizele. Câștigăm la Cluj, dar cel mai bun lucru este faptul că împreună cu Sorin Oprescu și numai împreună cu el și noi toți, am câștigat Bucureștiul, tot Bucureștiul. Și asta înseamnă pentru noi că vom face multă treabă împreună. Nu fiți băi nebuni! Dumneavoastră, noi am putut să fiu comentat astăzi și de asemenea dacă ați avut surprize. Acum sunt aici ca să celebrez victoria lui Sorin Oprescu, care este și victoria noastră, ca să ne bucurăm cu toții de alungarea bandei lui Livache și a Elenei Udrea din București. Și să ne bucurăm de asemenea, că așa cum spuneam de dimineață, cu victoria de la sectorul 3, cu victoria de la sectorul 6, cu celelalte victorii scontate la 1, la 5, la 4, să-i dăm primarului general o echipă cu adevărat puternică și coerentă și să ne gândim că dacă în mandatul trecut, fără majoritate, cu mari probleme, a făcut ce a făcut pentru bucureșteni, în următorii 4 ani vom putea spune într-adevăr că Bucureștiul este pe harta Europei din plin. Și îi doresc succes, îl felicit și vom fi, așa cum am fost și până acum, 4 ani, alături de primarul general, de consiliul nostru general și de toți primarii noștri din sector. Oricum, dacă exit polurile se confirmă până la capăt, va avea o majoritate de 2/3 în consiliul general și asta înseamnă alături de guvern și alături de primarii de sector, că o să poată să facă treabă și o să poată să-și îndeplinească toate proiectele pe care le-a avut. Da? Vă mulțumim, ne dați voie să bem și noi o apă înăuntru de la primar. Ușor, vă rog, eu nu împingeți pe nimeni. Nu împingeți pe nimeni, doar să intrăm. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Da? Bună seara, bună seara! Salut, stima! Ia uite, ia uite! Credibil, am mutat birou! Da, și nici n-am depredat preluat. Eu de la mine. Și atunci, de mâine, intrăm în normal, mergem înainte să ne vedem de treabă. Pe cine veți suna prima oară? Păi ăștia care m-au căutat, dar nu știam cine. M-ați întrebat cine m-a căutat, v-am zis că abar n-am, că nu l-am la mine. Consiliu, direct. Că le-a de afară. Că grebe, nu-i.